La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azmile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite. Un rob sau o cămilă, ca după vreme lege, cureaua de pe glezne, pe rând să-l deslege, să le aline talpa de golul de pe drum. Și acum cei 12 sfernici, oarecum se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă sau cine-și va spune ștergarul de slugă. O, iată cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Dar tu, ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Dar tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, dar tu. Și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un unghier, s-a ridicat stăpânul ce-a coborât din cer și, înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, a câta oară, se așează iar Iisus. Să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea tu, Timișan, în seara asta stergarul să-ți-l pui? N-ai vrea tu, Corino? N-ai vrea tu, Daniel, ștergarul să-ți-l pui? Tu, soro Mario? Tu, soro Serianco, n-ați vrea să vă puneți voi ștergarul? Frumos va fi odată acolo sus. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se crumă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob. Sunt răne îngrijite, sunt mucuri care se sting, batiste în care lacrimi în taine se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămas acasă, cu o mamă în spital, bolnav care așteaptă un salvator semnal. Se cere o stenială și șerfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânuim cuvântul când harul nu ți-ai dat, când mătura și acul și rufa de spălat,
când cratița, toporul și roata la fântână și ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să ralbi, să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șa de bine, eu doar sunt bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut destule. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina iubirii fără margini, târându-o iarăși taina încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și acum, cum o mălădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul luminirii se apleacă în genunchi. La șugul fără slavă, Iisus din nou se jungă. El, împăratul sveții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși a lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare bună, dar cine ia ștergarul, acela ia.